Vrei să călești tu bădădicul sus aici? Da! Hai, hai! Perfect! 3, 2, 1! Vrei și tu? Nu vrei, nu vrea, mă, plânge sau de când m-am prins? Plânge! Plânge! Dicăluțu, di! Ia! Întoarce-te, întoarce-te! Dicăluțu, di! Ca să te puși pe tine! Dicăluțu, mami, nu mai pot stau cu Victoria! Mami, te las pe tine aici cu Iris! Dicăluțu! Ai auzit? Uite, mama, să știi că pe căluț stai și mai jos decât stai la tati sus în cărcă. Hai să facem un exercițiu. Așa, așa, hai că plângi copilul, eu puteți să plec cu asta. Te las cu Iris. Nu faci aici. Mamă, nimica nu, eu plec cu asta, că nu mai spune. Ia-mi-o și mie pe Iris. Hai că ieși, hai acasă, hai. Rămâi cu Iris, vezi ce faci. Păi și cum naiba? Cum naiba te sui pe cal și călăriști? Nu știu ce viziune avea ea asupra unui cal. Poate nu credea că este atât de mare unul real. Mai ales că aici unde am fost noi, la centru de echitație, sunt niște cai absolut superb, foarte înalți, spectaculoși așa când îi vezi. Și pentru ea poate să fie destul de, nu știu cum să zic, să înceapă să se teamă, știi, sau să fie destul de apăsător cumva când vede un cal atât de mare. Ia uite, mama, ce cal frumos ne-a adus, ia uite ce cal frumos ne-a adus. Ia să vezi, e unul maro, mama, superb. Ia să vezi că se urcă mama acolo pe el și după aia tu mergi cu mami, da? Mergi cu mami? Da, cu mami. Mergi cu mami? Dar trebuie să spui căscuță în cap, mama. Trebuie să spui o căscuță în cap, mămica. Uite, și mami pune o căscuță. Uite, mami își pune o căscuță. Și tu o vrei pe aia pink? Mamă, dar m-am strâns de gât. Ia. Așa. Cazul asta prima? Mă urc eu, păi clar. Și după aia trebuie să-mi dați copilul. Da, ia să vedem. Tatăl. Celălalt nici măcar. Să mărcați pe scară, mâna stângă pe curea aici. Stai așa. Nu încă cele mine. Ia, stai mama, stai. Da-ți. Stai așa, că nu știu unde să-mi pun asta. Ține și mie asta. Cădnă asta, piciorul stâng în scară, imediat dumneavoastră, câte ori deci, așa, așa. Piciorul stâng aici. Hop, 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 hop. 1, 2, 3. Și îmi dați piciorul de peste. Opa, gata, că vine. Hai că imediat te urc la mama. Stai, mami. Te rugat piciorul în partea alaltă? Acum. Imediat. Gata, mama. Haide. Așa. Hai la mama. Grijești, o să trebuiască să vă țineți cumva cu mâinile, o mână măcar de aici. Da? Așa. Genul, dar în principal copilul, da, să da. Țineți foarte bine, da? Da, da. Cu calul n-avea nicio problemă, e foarte cuminte. Ups. Așa, da? E ok, deci stă bine, da? Da, 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 suntem ok. Noi astăzi genunchi un pic strângi de așa, cât da. Puteți. Stai un pic, mami. Așa. Pua, Iris a fost super încântată. A durat puțin până ne-am așezat acolo pe cal, până ne-am instalat, ca să zic așa. Și din momentul în care ne-am urcat acolo și totul a fost cum trebuie, Iris s-a simțit în al nouălea cer, adică s-ar mai fi dat o tură, ar mai fi făcut absolut orice. Ia uite! Ce te doare, mamă? Te doare piciorușul ăsta? Așa, e mai bine? Bravo! De la ce vârstă ar trebui să începem cu ea, cu ele, de fapt? Cam de când putem să le urcăm pe cal și să înceapă să... De la 6 ani. De la 5 ani? 5 ani, 6 ani, în funcție de cât sunt de dezvoltați, începem cu niște plimbări de inițiere. Da. Și după de vârsta de 6 ani, începem lecțiile. Bine, noi le-am adus acum pentru că eu îmi doresc foarte mult să se obișnuiască cu ideea de animal și că e ok și că... Da, na, încet, da, încet. Sunt foarte mici. În general și în alte țări se practică doar copiii de vârsta lor, doar stau prin preajma animalelor mai mult. Da, e serios? Îi curăță... Eu am zis că na, să... Da. Să începem cât mai devreme.
pentru că aș vrea să le... Aș vrea să le aduc măcar să știe, nu știu dacă să se antreneze, să facă performanță, da, nu să cred să, că e... În primul rând să comunice cu animalele, să se apropie de ele, să le dea de mâncare, să se acomodeze, să zic așa. Da. Păi asta cred că e cea mai... Da. Ce superb! Sunt câți cai aveți? În jur de 85, cred. 85 de cai? Da. Pua, asta e hotel în toată regula. Ia să vedem dacă poate reușim să urcăm și pe Victoria, oare? Să vedem. Tati! Tati! Ia să vedem, tati, poate reușim să o urcăm și pe Victoria? Dar unde e Victoria, tati? Tati, nu. Ia să vedem. Să-i facem cu mâna lui tati. Așa, mamă, bravo. Curajoasa mea mică. Curajoasa mea. Haide, fă cu mâna, mamă. Mâna. Da, Victoria? Okay. Unde e Victoria? E ok, în mașina se joacă. Serios? Okay. Nu vrea să se urce și ea? Nu vrea. Mami, vrei să rămâi singurică pe cal? Vrei singură? Vrei singurică, luați-o că n-are nici 3 ani. Okay. Gata, vrea jos, nu mai vrea. Stai să vă fac o poză. Fă-ne. Ala. Una, păi, două. Fă-i cu mâna. Fă-i poză, Iris. Trebuie să prind și tot căluțul. Încă una. Poză, e ok? E ok, mama. Tavi nu s-a urcat pe cal pentru că nu s-a urcat niciodată pe cal. Și are așa o teamă. E foarte mișto și senzația pe care o ai sus pe cal. Se-i pară rău Victoriei, dar asta e, în ritmul ei. O să fie mai mare și... Curajoasa mea! Curajoasa mea! Hai să vedem dacă a plecat Victoria. Hai să vedem cum o știu. Din mașină? Hai! Hai, gata, bine. Mergem. Mulțumim frumos, la revedere, seară bună! Mulțumim! Pa, Gulliver! Zi pa, mama lui Gulliver! Spune-i pa! Pa, căluțu frumosu! Și a mai venit un căluț, ia uite ce frumos e! Căluț apară? Ipa! Atenție că mai vine un căluț! Și mai mare! Wow! Superbi sunt! Vom mai încerca să mergem cu fetele, pentru că eu mi-aș dori foarte mult să și călărească. Eu vreau să le ofer tot ce pot eu să le ofer până când vor ajunge la vârsta maturității. Mi-aș dori foarte mult să meargă să învețe să călărească, evident dacă și ele își vor dori asta. Îmi doresc să merg cu ele la balet, la dans. Eu nu mi-aș dori să facă de performanță, mi-aș dori doar să știe, să aibă noțiuni, pentru că știu că e foarte greu și atunci îmi doresc ca fetele mele să știe din de toate și să-și aleagă singure ce vor să ducă până la capăt, să performeze până la capăt. Îmi doresc să facă muzică de asemenea, îmi doresc să facă muzică cu vocea și îmi doresc să știe să cânte măcar la unul, dacă nu două instrumente. Da, acum știi cum e. Asta e ce-mi doresc eu. Ce-și doresc ele, rămâne de văzut. Foarte tare. Unde e fetița mea cea mare? Ce faci, mama? N-ai vrut? Noi ne-am dat cu căluțul. Da. Haide. Sună cineva? Ia. Haide că trebuie să duc copiii acasă, că trebuie să mă duc la serviciu. Ba. Ce crezi? Nu. Stai, mami, că te... Op. Păi, n-ai... Nu doar la tine a închis. Ce-am zis să nu apeși pe niciun buton? Pe ce buton ai apăsat? A știut exact pe care să apese. Băi, nu mă las niciodată singură. Păi, dar nu, nici nu trebuie lăsată. Dar bine, mă, 30 de secunde cât am fost plecat. 30 de secunde e suficient. Nu, dar i-am lăsat și el la deschis. Stai, nu tare. Uite, gata. Stai, uite. Hai, dar nu, ăsta e prea sus, mama, pentru tine. E mai sus decât la cealaltă mașină. Da?
Hai! Mai venim la anul! Mai venim la anul, da?